Salut și bine te-am găsit! Sunt Laura Mateescu și în acest video vreau să-ți dezvălui câteva secrete mai puțin știute despre tehnica decupaj. Lucruri pe care eu aș fi vrut să le fi știut înainte de a distruge câteva obiecte încercând să lipesc frumos șervețelul pe ele. Aici am o cutie de ceai cu 4 compartimente și o să începem acest proiect cu un gheso, o vom grundui. Orice cutie sau obiect pe care îl decorăm, fie că este din lemn, MDF sau carton, va trebui grunduită. Grundul va face ca suprafața cutiei să devină mai albă și totodată sporește aderența vopselelor și a șervețelului. Iată secretele pe care trebuie să le știi despre grunduire pentru ca aceasta să iasă bine. Grundul se aplică nediluat în strat foarte subțire. Putem folosi pentru primul pas al grunduirii o pensulă mare lată, dar în mod ideal se folosește un trafalete din burete. Putem aplica trafaletele după ce întindem bine grundul cu pensula. Dacă nu faci acest pas cum trebuie, tot ceea ce urmează după poate fi compromis. De exemplu, dacă întinzi grundul pe suprafața cutiei cu pensula fără a trece și cu buretele peste stratul de grund, după întărirea grundului, vor rămâne urme de pensulă, linii fine, care se vor vedea și prin șervețel și nici măcar șmirgărul nu va putea nivela complet aceste urme de pensulă. Mai mult decât atât, putem folosi această bandă adezivă de hârtie pentru a proteja zonele pe care nu vrem să le grunduim, cum ar fi, de exemplu, fundul cutiei și marginile interioare. Dacă nu ai un trafalete din burete, poți să folosești orice alt burete, dar tehnica nu va fi de rulare a trafaletului, ci tamponare. Vei tampona cu orice burete pentru a obține același efect. După uscarea primului strat de grund, eu aplic și un al doilea. În caz contrar, practic este ușor transparentă un strat subțire de grund și încă se mai vede culoarea lemnului. Apoi, după ce se usucă și al doilea strat, putem trece mai departe. După uscarea grundului, ne putem asigura că suprafața este suficient de netedă dacă mai folosim și un șmirgăl foarte fin pentru a freca suprafața grunduită. Dacă deja este suficient de netedă suprafața, nu mai trebuie să facem și acest pas. Pentru a decora această cutie, am folosit două modele de șervețele, dar și vopsele acrilice. Iată care este legătura strânsă între tehnica decupaj și pictură. Aproape orice decorațiune va avea și un pas în care pictăm. Dar până la pictură, să vedem ce facem cu șervețelul care l-am pregătit pentru capacul cutiei. Măsurăm mai întâi acest șervețel să vedem de unde și până unde se potrivește. Decupăm apoi zona pe care am ales-o. Observăm că este puțin mai mare decât o pătrime din șervețel. Și apoi vom desprinde cele două straturi albe ale șervețelului, rămânând astfel doar cu fâșia pe care este imprimat desenul pe șervețel. Primul strat se desprinde de regulă ușor, dar al doilea ceva mai greu. Trebuie multă atenție pentru a nu rupe din greșeală șervețelul atunci când desprindem acest strat intermediar. Urmează să lipim acest șervețel pe capac și avem următoarea dilemă. Cum să facem în așa fel încât, după lipire, șervețelul să nu aibă cute? Bineînțeles, vom dori să evităm și o eventuală rupere a șervețelului în timpul procesului de lipire. Este cel mai sensibil moment al întregului proiect. Iată care sunt secretele lipirii corecte a șervețelului pe o suprafață mare, cum este capacul unei cutii. Cu o pensulă mare lată, întinde un strat subțire de lipici pentru decopaj. Este important să-l aplici uniform, dar repede și în strat subțire. Dacă stratul este prea gros, riscul ca șervețelul să se rupe va fi mai mare.
Iar dacă nu acționezi rapid, lipiciul începe să se usuce și șervețelul nu se va lipi. Potrivește apoi șervețelul deasupra lipiciului, pornind de la un colț al capacului și dirigează-l apoi pe restul suprafeței cu o apăsare ușoară cu latura palmei. Din nou, trebuie să acționezi rapid și ferm. Mai departe, pune o coală de hârtie de copt peste șervețel, apoi un material textil, cum ar fi de exemplu o batistă, peste aceasta. Nivelează șervețelul astfel pregătit, folosind un fier de călcat încălzit în prealabil la o temperatură mare. Eu pun fierul în priză în momentul în care încep întinderea lipiciului cu pensula. Este suficient timp pentru ca fierul să se încălzească. Și după ce ai nivelat cu fierul de călcat, circa un minut, lipiciul ar trebui să fie uscat și poți îndepărta fără probleme batista și hârtia de copt. Dacă la început ai pus prea mult lipici și nu în strat subțire, atunci acum s-ar putea să ai o surpriză nu tocmai plăcută. Hârtia de copt s-a lipit și ea de șervețel, iar la îndepărtare vine jos cu totul. Abia după ce am nivelat cu fierul de călcat, vom aplica al doilea strat de varnish and glue. Majoritatea lipicilor pentru decupaj au și rol de lac de protecție și se aplică atât înainte de a pune șervețelul, cât și după. Dar trebuie să fii atent să nu-l pui deasupra șervețelului înainte de a-l întinde cu fierul de călcat. De-a lungul timpului am folosit produse de la diverse firme și în cele din urmă am rămas la Pentart, de unde folosesc acest varnish and glue și după o să vedem, o să folosesc și un al doilea produs, un glossy varnish, deci încă un lac final peste acesta pe care îl dăm acum. În ceea ce privește grundul, nu am pretenții prea mari, trebuie să fie neapărat de la o anumită firmă, pentru că este doar un grund unde diferențele de calitate diferă prea puțin de la o firmă la alta. La începutul videoului vă arătam un gesso de la Lucas, deci este tot grund, fie că se numește gesso, fie că scrie pe el grund, este același lucru. Iar acum am pe masă un grund de la combinatul fondului plastic din România, de la CFP. După utilizarea lipiciului și a lacului, este foarte important să speli bine pensula, să nu se întărească și atenție că se întărește foarte repede acest lipici și de asemenea și lacul. Dacă se întărește pe pensulă, pensula este aproape complet compromisă și nu o vei mai putea utiliza pe viitor. Acum să vedem ce facem cu marginea rămasă în plus, cumva în afara capacului. O putem tăia cu foarfeca, dar vom observa că rezultatul nu va fi prea grozav. În primul rând, este important de știut că acest surplus va fi îndepărtat mai ușor abia după întărirea celui de-al doilea strat de lipici care le-am dat pe capac. Dacă încerci să finisezi marginile înainte, riști să ciupești prea mult din șervețel, rupând nu doar excesul, ci și modelul de pe capac. Cum se face această finisare? Dacă nu cu foarfeca, poți începe cu unghia de jur împrejur, iar apoi revin-o cu șmirgălul pe fiecare latură pentru ca urma finală să arate bine. Pentru laturile cutiei am decupat câteva flori din celălalt model de șervețel pe care l-am ales, dar al cărui culori se potrivesc cu cele de pe capac. Și este mult mai ușor să lipim aceste bucăți de flori pe laturi decât a fost la capac. Și asta pentru că avem de-a face cu bucăți mai mici de șervețel. Și după ce desprindem părțile nedorite ale șervețelului, vom pune un strat de lipici și în momentul în care întindem șervețelul peste lipici, vom apăsa ușor cu buricul degetului. Vom întinde, dar mișcarea de întindere trebuie să fie mai mult apăsare, practic, decât întindere. Vom presa mai mult șervețelul. Și așa cum vă spuneam, este mai ușor pentru că bucățile de șervețel sunt mai mici și atunci nu vom apela la fierul de călcat. Este suficient să întindem cu buricul degetului și la un moment dat o să ne ajutăm și de pensulă.
Acolo unde nu este suficient să ne folosim de deget, vom folosi și pensula. Atenție însă, este foarte important ca perii pensulei să fie suficient de moi, dar în același timp elastici, adică nici prea moi, dar nici prea duri. O pensulă cu perii prea duri strică șervețelul și te vei trezi cu el rupt. Iar o pensulă prea moale nu are puterea de a apăsa șervețelul pe suprafață astfel încât să se lipească. Buricul degetului, pe de altă parte, este un instrument, să zicem așa, care îl poți controla, poți controla apăsarea și este suficient de moale, astfel încât șervețelul nu va fi distrus. Aplicăm și cel de-al doilea strat de lipici pe fiecare bucată de șervețel în parte și apoi repetăm procesul și pe celelalte trei laturi ale cutiei. Acolo unde am considerat, am lipit și câteva frunzulițe decupate din același șervețel. Pentru că această tehnică să reușească să fie frumoasă, este important ca șervețelul din care decupezi florile și frunzele să fie unul alb și de asemenea suprafața pe care să le lipești să fie grunduită cu alb. Dacă este grunduită și pe urmă mai pictezi și cu altă culoare peste, vei constata că culorile șervețelului se vor estompa, vor căpăta cumva o parte din culoarea pe care ai pus-o tu pe suprafața cutiei. De aceea este important să lucrăm pe alb pentru a nu pierde din culorile șervețelului. Acum a mai rămas de făcut ceva și pe latura capacului. Aici am decis să intervin cu pictura. Am pregătit un amestec de alb cu albastru și puțin violet pentru a obține o nuanță cât mai aproape de culoarea șervețelului pe care sunt ceștile din modelul acestui șervețel. Și pentru a evita eventualele scăpări de vopsea pe alte zone ale cutiei, putem folosi banda adezivă de hârtie să acoperim acele zone. Apoi, cu pensula de mărimea potrivită, umple cât mai uniform suprafața dorită. Deseori se întâmplă să avem margini de șervețel inestetice pe mijlocul capacelor de cutii. În acest caz, se pot folosi acrilicele și un burete pentru a tampona de jur împrejur. Efectul va fi o integrare a modelului de șervețel prin ascunderea acelor margini sub stratul de vopsea. Și o altă metodă prin care poți să acoperi, să zicem așa, marginile inestetice ale unui șervețel este să lipești alte bucățele de șervețel peste în acele zone. Când vopseaua acrilică s-a uscat și la rândul ei, putem lăcui cutia. Pentru acest pas, apelăm din nou la pensula mai mare lată și un lac lucios pe bază de apă. Un lac simplu, nu cel cu lipici. Din experiența mea, lacul cu lipici lasă suprafața ușor lipicioasă și de aceea este de preferat să finalizăm cu un lac simplu. Iată care este marele secret al unei lăcuiri reușite. Întinde lacul cu cea mai mare pensulă, rapid și eficient, pentru ca acesta să se întindă uniform înainte de a apuca să se usuce. Nu aplica un strat prea gros și atenție, dacă freci prea mult cu pensula du-te vino, deja lacul începe să se usuce și vei strica aspectul frumos și neted. Mai mult decât atât, este esențial să nu aplici un strat prea gros. Dacă aplici un strat prea gros, lacul va crăpa. Și nu-l dilua nici cu apă, pentru că de asemenea vei umbla practic la timpul de uscare al lacului și lacul este gata pregătit în la penta, cel puțin, e lacul gata pregătit cu diluția ideală de apă și nu mai trebuie să intervii asupra lui. Dacă consider necesar, după uscarea stratului de lac, mai poți adăuga încă unul pentru uniformizarea luciului. Este destul de greu să nimerești un luciu uniform din prima. Dar nu te grăbi, lasă lacul la uscat cel puțin o oră, dacă nu chiar două. Faptul că trebuie să aștepți uscarea lacului pentru toate cele patru laturi plus capac este oarecum dificil, știu. Dar nu uita, graba strică treaba. Dacă nu aștepți, nu va ieși bine.
Sunt foarte multe persoane care se ocupă cu decorațiunile și pentru acest lucru îmbină mai multe tehnici, printre care și pictura. Aproape toți artizanii pe care îi cunosc caută să învețe câte ceva și despre pictura cu acrilice. La mine este puțin invers, eu am început cu pictura, dar pentru că pictez diverse obiecte, am fost curioasă să aflu și tainele altor tehnici cu care să îmbin pictura. Așadar, dacă vrei să afli mai multe despre pictura cu acrilice, accesează linkul din descriere. Până data viitoare, pa, pa!